Elevii de la clasa 1-a E din școala Alexandru Ioan Cuza au vizitat sediul Trustului Media Deșteptarea în cadrul manifestărilor desfășurate în această săptămână altfel din sistemul de învățământ preuniversitar. Curioși și întrebători, micuții exploratori au studiat cu atenție aparatura tehnică, au invadat studioul știrilor TV Bacău și chiar au cochetat cu statutul de prezentator sau de moderator al emisiunii Deșteptarea de Seară. Astăzi este săptămâna altfel. Și noi cei de la clasa 1-a E am venit la deșteptare. Ca să aflăm ce știri. Ca să aflăm cum se transmit știrile pe televizor. Am venit să vă prezentăm vremea. Azi va fi foarte cald în zone estice și vestice. În săptămâna viitoare vor fi nori și vor fi multe ploi. Fascinație mare a fost și în studioul de la Radio Alfa, unde colegul nostru Florin Ștefănescu i-a bucurat cu melodia lor preferată, dedicație specială la cerere, Gangnam Style. Pentru cei mici, experiența la TV și radio a fost una inedită, pentru ca apoi să ia cu asalt și redacția cotidianului Deșteptarea, unde ne-au adresat întrebări legate de cum se scrie ziarul, care este cursul unei știri, unde se machetează paginile, unde se tipăresc, cum se atașează poza alături de material. Ce ți-a plăcut cel mai mult aici la noi? Mi-a plăcut atunci când am văzut cum ați pus pozele pe ziar. Deci cel mai mult îți place ziarul? Da. La televiziune ți-a plăcut? Da. Ai prezentat și tu știrile? Da. Și ai moderat și o emisiune? Ai întrebat colegii tăi de ce au venit aici? Ei m-au întrebat pe mine. Ce ți-a plăcut cel mai mult aici la noi? Ziarul. Tot ziarul? La televiziune? Da. Mi-a plăcut. Ai fost curioasă să vezi cum e munca de jurnalist, cum se lucrează într-un trust de presă? Da. Și ai să vii și tu aici când ai să fii mai mare? Da. Vrei să te faci ziarist? Da. Mie mi-a plăcut cel mai mult, mie mi-a plăcut la când am fost și am făcut... Știrile? Da. La colegul nostru de la radio am văzut că v-a pus și muzică și v-ați bucurat. Da, și așa acolo mi-a plăcut, peste tot mi-a plăcut. Vrei să devii și tu ziarist? Da. Aș vrea să devin. Și de asta am venit aici să învăț ceva de aici ca să știu pe viitor. Suntem în săptămâna școală altfel, o săptămână plină de activități. În cadrul unui proiect, Meseria e brățară de aur, încercăm să plecăm pe urmele părinților noștri și să aflăm din secretele, din tainele pe care le au aceste profesii. Am început cu Trustul Deșteptarea. Suntem foarte, foarte încântați de tot ce am descoperit aici, chiar dacă suntem mici. Și să sperăm că dintre noi vor fi mari ziariști, operatori și că, într-adevăr, vom lucra poate aici. Vă urăm din toată inima mult succes, vă mulțumim pentru găzduire și poate ne mai primiți, ca să putem înțelege și să putem privi cu alți ochișori tainele acestui loc de muncă. Au urmat apoi copiii din grupele mare și mijlocie de la grădinița Bembi din cadrul Colegiului Național NV Carpen, care au invadat cu râsete zglobii și o mulțime de întrebări studiourile de radio și televiziune ale Trustului Media Deșteptarea. Micuții au aflat cum e să stai în fața camerelor de luat vederi, din postura de prezentator de știri sau moderator de talk show la TV Bacău, dar au aflat și cum sunetul muzicii sau buletinele informative pleacă pe calea undelor din studioul Radio Alfa până la aparatele lor de radio. Nu, ne-a făcut mare plăcere că am găsit înțelegere și că ați fost dispuși să ne oferiți informații, mai ales pentru copii. Și considerăm că activitatea a fost foarte eficientă, copiii sunt dornici de a cunoaște, sunt dornici de a cunoaște persoane noi, de a cunoaște spații noi, iar... Activitățile de acest gen completează cunoștințele generale ale copiilor. Noi suntem chiar tare bucuroși că putem colabora nu numai cu părinții, dar și cu alte instituții
și promptitudinea unora chiar ne-a oferit oarecare satisfacție. Vă mulțumim din suflet! Toate aceste activități sunt incluse în programul școlar Să știi mai multe, să fii mai bun.